Pentru a instala Android Lollipop 5, prima dată trebuie să folosim softul Odin pentru a trimite fișierele către telefon. Pentru acest lucru, telefonul va trebui restartat într-un mod special și anume Download Mode. Acesta se va face cu telefonul oprit. Vom opri telefonul. Vom scoate bateria și vom aștepta aproximativ 10 secunde. După aceea vom pune bateria înapoi în telefon. Vom apăsa în această ordine tasta de volum down, butonul de home și butonul de power. În această ordine, volum down, power, home și apoi power. Și asta ne vedem că ne întreabă, este un warning, este un mesaj și ne întreabă dacă suntem siguri de acest lucru. Iar acum vom apăsa tasta de volum up pentru a finaliza modul download. Bun, de aici suntem în modul download. Îl vom conecta la calculator folosind un cablu original USB 3.0. Merge și un USB 2.0, dar recomandat pentru viteză de download este recomandat acel USB 3.0.